Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Trei conjuncții de mare forță, Marte, Venus, Saturn în vărsător, Mercur, Jupiter în pești și Neptun, Soare tot în pești. Excepții care confirmă regula, mesaje pline de subînțeles, confirmări de mare forță, totul în scopul unei fuziuni cât mai benefice cu Universul. Cine suntem cu adevărat? Ne apropiem de conjuncția astrală, Neptun-Jupiter, avem emoții. Ce vom vedea oare în această oglindă karmică de pe 12 aprilie? Vom discuta astăzi despre perioada premergătoare acestei mari conjuncții. Vom vedea cum ne pregătim. Eu zic că deja semnele au început, deja ar trebui să cam știm care este domeniul care ne vizează și chiar vă sfătuiesc să încercați să depistați încă de pe acum până ajungem pe data de 12 aprilie, care sunt elementele cele mai importante care pe undeva vă și deranjează, dar pe undeva și trebuie, suntem forțați să ne ocupăm de ele, pentru că atât de rău au ajuns să ne deranjeze încât ar fi culmea să nu ne și ocupăm de problema care ne agită cel mai mult. Alături de noi în platou se află astăzi Ingrid Baciu. Bună ziua, Ingrid, și bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Cu siguranță mai găsim noi astăzi niște explicații și încercăm cât mai mult, cât putem și noi să ne apropiem de adevăr. Chiar și eu am emoții cu această conjuncție. Nu știu dacă chiar se înțelege foarte bine ce vreau să spun, dar este o conjuncție de mare forță pe care trebuie să o tratăm cu respectul cuvenit. Nu ar fi atât de relevantă dacă nu s-ar găsi în semnul peștilor, acolo unde Neptun, tot am spus, nu s-a mai aflat de atât de mult timp, de 170 de ani. Deci iată cât este de important faptul că ele se reîntâlnesc, acești doi mari benefici, Neptun și Jupiter, în însuși semnul peștilor, semnul credinței, semnul divinității. Deci este pe undeva, este ceva... Benefic este puțin spus, dar pe altundeva, acolo unde noi, adică acolo unde ne prinde cu garda jos sau ne prinde cu energia foarte coborâtă, să spunem așa, foarte jos vibrațional, acolo unde suntem total nepregătiți, s-ar putea să fie și o ipostază, nu știu, mai puțin plăcut. Adică să ne așteptăm că acolo unde nu ne-am ocupat este ca și când te miri că ai rămas corijent sau ai rămas repetent. Dacă n-ai învățat niciodată, normal. Așa și noi. Unde ne prinde cu garda jos această conjuncție? Nu trebuie neapărat să ne speriem, dar măcar trebuie să acceptăm că acolo am fost mai nepregătiți, dar vom avea și surprize foarte plăcute acolo unde am făcut lucruri, ba chiar mai mult surpriza cea mai plăcută va fi acolo unde v-ați luptat cu toată lumea pentru o idee, pentru un ideal, pentru ceva în care ați crezut și ați fost foarte plăcuți lui Dumnezeu. O să vedeți acum niște rezultate incredibile. Este o conjuncție într-adevăr mult mai benefică pentru oamenii care s-au ocupat de lucruri, să spunem așa, plăcute sufletului, spirituale, care au ajutat, care nu s-au gândit strict la destinul personal, dar în orice caz, pentru toată lumea este un lucru minunat. Doar că trebuie să fim pregătiți să ne uităm în această oglindă. Acum, toată lumea este obișnuită, este o perioadă în care ne uităm destul de mult în oglindă, dar iată acum Universul ne propune să ne mai uităm și într-o oglindă astrală. Nu că va fi destul de mare, adică vom fi obligați să ne uităm în ea. Nu se pune problema să o evităm. Da, și aș vrea să fac câteva completări. Vorbeai despre cine face ceea ce trebuie și pentru alții. Când omul o să înțeleagă că oricum orice îi face pentru altul, până la urmă tot pentru tine faci, că nimic nu rămâne necontorizat în univers, nimic nu se pierde. Nu există ceva pe care un suflet, nu doar omenesc, dar vorbim de oameni, să facă în acest univers și să nu rămână amprenta, semnătura energetică, nimic nu se pierde. Doar în viața omului, în viața dusă conform unei gândiri strict materialistă, se poate crede că ceva se pierde. Nimic nu se pierde. Totul este contorizat undeva. Și apropo de aceste aspecte astrale, da, sunt aparent, nu că aparent, sunt extraordinare aceste aspecte, dar ele ne indică o direcție foarte clară. Și cine până acum nu a avut nici cea mai mică tendință să intre într-o formă de ucenicie, am putea să-i spunem. Acolo unde cauți, vrei să înțelegi, cauți sensuri, scopuri, te întrebi, faci introspecție, până la urmă care-i sensul vieții, de ce suntem aici, de ce, iată, pare că trăim o perioadă când
Cum spuneam și în altă emisiune, la nivel civilizațional pare că ne scapă ceva din mână, controlul, da, puterea ființei umană este concentrată de către univers, ca și când în perioada asta cumva a fost suspendat liberul arbitru individual, în sensul în care nu mai poți să faci alegeri strict egoiste, dictate de eu, mie, mă, îmi, acum și aici, doar pentru că așa vreau eu. Asta le ne indică foarte clar, aveți drumul deschis. Vă poate fi totul la îndemână, dar alegeți ceea ce trebuie ales. Altfel nu vom servi scopurilor voastre. Da? Altfel nu vom servi forțe, puteri, intenționalități, voințe universale. Astrele, practic, oglindesc voința divină în această perioadă deja de mult timp. Când oricum am intrat pe descărcări karmice, nu atât la nivel individual, cu toate că mai mulți indivizi, desigur, formează un egregor, societatea, da? Am intrat pe descărcări karmice la nivel de egregor, la nivel de civilizație. Da. Se va schimba cu sau fără voia omului, plenar, într-un timp foarte scurt. Știi bine, discutam noi și rândul trecut după emisiune, până într-un ianuarie viitor, acest prim ianuarie viitor, ce aspecte, ce întâmplări. Cine nu va înțelege dintr-un text, un mesaj, un cuvânt, o discuție, cum îi se așează elementele într-o zi, în două, într-o săptămână, oamenii pot vedea că parcă au eșecuri în direcții strict materiale. Știi cum? Lumea știe despre următoarea propoziție, atât. Scopul, scuză mijloacele. Dar am mai spus ceva acest, așa? Machiavelli, da? Am mai spus, dacă scopul este nobil, nu se știe continuarea. Ce vreau să spun prin extraporale, prin extensie, cumva parafrazând? Dom'le, ok, scopul tău poate fi aparent strict material, dar e posibil, e cu putință să fie totuși o esență spirituală în ceea ce faci? Să începem cu zodiile. Pentru nativii berbec, vorbeam despre aceste trei conjuncții, foarte, de fapt sunt patru, foarte apropiate sau, mă rog, este o aglomerare planetară, ca și data trecută, și în vărsător, Marte, Venus, Saturn, ele foarte apropiate, și Mercur, Jupiter, Neptun, Soare în semnul peștilor. Deja Jupiter și Neptun sunt cam conjuncte, pentru că la 5 grade diferență este considerată conjuncție, dar încă nu este fixă. Deci această amploare pe care o capătă zilele acestea, cele două zodii, vărsător și pești, ne apropie foarte mult de adevărul despre care am tot vorbit că va fi revelat pe data de, sau în jurul datei 12 aprilie. Ce se întâmplă? Fiind vorba de zodii, despre zodii care au relevanță spirituală, și vărsătorul și peștii, unul fiind guvernat de către Uranus, altul de către Neptun, iată, știm că Uranus este planeta umanitarismului, a oamenilor, a proiectelor pe care trebuie să le facem în comun cu ceilalți oameni cu care avem proiecte spirituale comune, iar peștii responsabili, spuneam, cu credința, religia și divinitatea. Este clar că această perioadă ne invită pe toți să ne ocupăm de lucruri, Ingrid, care au legătură cu sufletul, cu spiritul, cu metamorfoza sufletească, pentru că este posibil să fim nevoiți să facem niște transformări și niște schimbări foarte importante. Nu trebuie să existe lucruri care deformează adevărul, pentru că perioada asta ne obligă la o transparență, și vorbeam despre această oglindă. Ce înseamnă ea de fapt? Înseamnă că noi trebuie să ne privim, lăsați un pic oglinzile la o parte propriu-zis, da? În care ne uităm să arătăm cât mai bine, și trebuie să avem curajul să vedem cine suntem cu adevărat. De fapt, acesta este mesajul. Eu știu că iar vor fi contorizate minutele la fiecare zodie, dar chiar trebuie să depășim acest aspect. Dar putem astăzi despre zodii? Bun, dacă îmi dai voie să te comun. Deci pentru berbec, asta vreau să spun, această conjunctură astrală, aceste conjuncții se găsesc chiar pe casa credinței, deci chiar pe casa lui Neptun și pe casa 11, pe casa vărsătorului. Deci iată câtă forță. Deci câtă forță pe zona spirituală pentru nativii berbec. Eu cred că toți nativii berbec, și cunosc cazuri, vor face în această perioadă lucruri pentru sufletul lor. Vom vedea. Nativ berbec care, spre exemplu, aleg să locuiască într-o zonă foarte ferită de ochii lumii și foarte
încărcate energetic. Vom vedea nativ berbec care nu se mai întâlnesc decât cu oameni spirituali. Nativ berbec care toată ziua se uită la documentare sau la filme care, sigur, cresc vibrația, pentru că, na, există clar un soi de, nu intrăm acum în amănunte, că poți să te uiți la ceva care să aibă vibrație joasă sau poți să te uiți la lucruri care efectiv elevează. Deci vom vedea nativ berbec care sub nicio formă nu mai acceptă nici măcar o activitate, nici măcar o energie care să vină către ei și care să le scadă vibrația. Pentru că toate aceste planete pentru nativii berbec sunt și pe case superioare, și în zodii superioare, în vărsător și în pești, dar și pe case superioare. Deci iată cam ce aveți de făcut. De fapt, îi știu foarte clar ce au de făcut. Mai rămâne într-adevăr acest pluton analitic pe casa carierei. Trebuie să se ocupe în continuare de carieră într-un mod în care ultimii ani au băgat pe cu totul altă filieră decât cea, adică nativ berbec care au terminat o facultate, să spunem, sau au făcut studii într-un domeniu și fac acum cu totul altceva. Vorbeai despre oglinzi. A început de mult timp, se simte din ce în ce mai mult de la săptămână la săptămână, faptul că a venit acel moment crucial în existența unui spirit venit la întrupare, în care el trebuie să renunțe la oglinzile fizice la propriu și să înțeleagă că îi vor fi etalate tot mai mult oglinzile eseniene. Nu avem timp să intrăm în detalii. Privitorii știu foarte bine despre... Sâmbătă seara o să facem. Știu foarte bine despre, cel puțin o parte dintre ei, despre ce este vorba. Da, chiar o idee bună. Întâlniri karmice, deosebite, rare, atât de rare încât pot apărea abia la 2-3 generații, care să ducă la vindecarea unui neam. Deci chestiuni cu afectare transgenerațională, afectare în un sensul negativ, care amprentează, care implementează în destinul unui neam acel impuls al schimbării. Da? Aș vrea să te rog să vorbești puțin la nativi berbec despre aceste descărcări karmice. Unde are loc descărcarea karmică pentru nativii berbec? Pentru că astăzi vom vorbi și despre aceste reasamblări la nivel sufletesc. Veți vedea foarte multe persoane care se rearanjează ca și prietenii, printre care și berbecii, pentru că spuneam că aceste plante sunt pe casa 12 a 11 a prietenilor și a sufletului. Adică nativi berbec care au avut un soi de prieten toată viața, îi vedeți că se rup de mediul acela, pentru că nu mai cuplează cu el din punct de vedere spiritual, sufletesc, și se împrietenesc cu totul, alți oameni apar în viața lor și leagă prietenii. Este o perioadă foarte dură din acest punct de vedere. Am întâlnit foarte multe persoane care îmi spun că și-au stricat total vechile prietenii, nu neapărat prin ceartă, ci pur și simplu s-au produs rupturi inevitabile și acum se găsesc în cu totul alte variante, mult mai potrivite lor, apropo de familii, de suflete. Nu le sufletesc. Da, și probabil că berbecii despre care vorbești mai cu seamă sunt cei care sunt pe finalul celui de-al șaptelea ciclu de viață. Oricum, între al șaselea și al șaptelea, între 36 și 42 de ani, probabil sunt majoritatea. Știi foarte bine, este momentul karmic când apar sufletele cu care în altă viață am avut relații profunde, bazate pe încredere, iubire, respect, comuniune, evoluție, cunoaștere, întrajutorare. Foarte mulți berbeci, apropo de aceste aspecte, pe prietenie și pe... Da? Vor simți acest lucru și iată, astrele favorizează aceste întâlniri karmice, chiar le favorizează. Sunt toate oglinzi eseniene. Partea de final de oglinzi eseniene, când să nu înțeleagă toți berbecii că dacă nu vor urma semnele, vor avea aceste întâlniri. Semnele sunt, trebuie să le și recunoască, pentru că vin foarte multe ajutoare. Vin, într-adevăr, dar trebuie să și fii atent, da? Pentru nativii Taur mergem mai departe. Avem un sextil foarte frumos, Uranus din semnul dumneavoastră cu Jupiter și cu Mercur, acum care sunt conjuncte în semnul peștilor. Ce înseamnă acest lucru? Taurii au niște idei foarte speciale zilele acestea, idei care pot avea legătură cu investițiile. Uranus totuși este într-un semn legat de materialitate, iar Jupiter și Mercur conjuncte favorizează orice formă de comerț. Mercur este chiar planeta comerțului, a negoțului. Sigur, el este în exil, nu este atât de prieten cu semnul peștilor, aici nu este atât de confortabil, dar totuși conjuncția cu Jupiter, planeta expansiunii, cea mai mare planetă a sistemului solar, îi dă forță. Și atunci, chiar dacă este o divitalizare pe Mercur, adică hotărârile sunt luate parcă așa, parcă tragi de tine să iei o hotărâre,
și taurii vor simți lucrurile acestea, totuși conjuncția cu Jupiter îți dă aripi să faci până la urmă, să pui în practică un proiect, doar că simt așa o mică greutate în a pune pe hârtie ceea ce vor să facă la nivel mental. Deci, aveți ceva greutăți până puneți în practică ceva, dar conjuncția Jupiter-Mercur, asta oricum este valabil pentru toată lumea și pentru gemeni, iată, vom vedea, este foarte favorabil, ei fiind mercurieni. Această conjuncție Jupiter, oricum Jupiter favorizează orice planetă cu care este conjunct, în vreme ce Saturn o mai tensionează și o mai crispează. Dar Jupiter-Mercur dă un elan pentru toată lumea pe zona comerțului, pe zona investițiilor, pe zona proiectelor, a planurilor, a punerii în practică, a relaționalului, poți să discuți, să faci promisiuni sau să bați palma cu anumite persoane și așa mai departe, o perioadă foarte bună, iar pentru nativii Taur pe casa 11-a, puteți descoperi un relațional care vă este de mare folos și cu care cuplați la nivel înalt. Foarte frumos acest aspect, iar de aceea l-am și menționat. Rămâne sigur tensiunea de casă 10, de casă socio-profesională, acolo unde este oricum ceva care nu le mai convine nativilor Taur la locul de muncă sau acolo unde este planul social de bază, dar îndulcită situația de Venus și de Marte care fac aspecte frumoase chiar astăzi cu luna din balanță, în orice caz. Pentru nativii Taur este un soi de activitate care nu-i mai reprezintă. Asta face acest Saturn în vărsător tensionat. Adică este ceva, ori la locul de muncă nu le mai place să ducă, ori, nu știu, o persoană cu autoritate care îi necăjește, ori este ceva, este un soi de activitate importantă pe undeva pentru dumneavoastră, care nu vă mai place atât de mult și vi se pare că nu vă mai reprezintă. Este bine să mutați atenția pe zona uraniană. Pentru că Uranus se vine propări înalte, vine cu tot felul de, nu știu, vom vedea mulți Tauri care sunt la cursuri, la conferințe, care studiază, care intră pe zona aceasta ezoterică sau chiar pe zona studiilor. Deci foarte frumos este această elevare a nativilor Taur în detrimentul activităților concrete care continuă să existe chiar în forță, dar ele sunt tratate cu mult mai multă detașare. Da, le sugerez Taurilor să nu se lase afectați de tensiunile de pe casa 10-a, dimpotrivă, să considere un imbold, că este un imbold acest inco. Știi, orice ușă închisă, nu-i așa, reprezintă oportunitatea de a vedea o altă ușă care e deschisă. De a vedea alte soluții, deci nu orice în această... Atenție, vor fi revelate oglinzile eseniene, poate mai mult decât niciodată, tot anul. Tot anul. Și fiecare săptămână, dacă vreți, va avea o tematică, o temă. Foarte ciudat. Una rece, una caldă, una rece, una caldă, ca să creeze tensiunea în creuzetul inițial, primordial al creației. Să-și permite să creeze noi planuri. Chiar foarte frumoase aspecte. Să-și permită să creeze, să dea frâu liber accepțiunii, doamne, dacă trebuie să fac altceva, dacă tensiunile de aici, dar pe de altă parte, uite ce simt nevoia să fac, pare că o fac cu succes, să mai de citit, ia uite ce informație, ia să o aplic, poate mi-ajută să schimb radical ceva în viața mea, că degeaba te poți muta din loc în loc, în loc, în loc de muncă, dacă tu te duci tot cu tine. Trebuie să dezbari ceva din omul care a atras, care a rezonat cu piedici, cu oameni, situații, cuvinte, evenimente și să vă puneți foarte mult întrebări de genul acesta. Mai ales dacă Taurii au remarcat în ultimii ani că, spre exemplu, în instituția lor s-au dus dintr-un departament în altul și peste tot, da? Peste tot au întâlnit același gen de tensiune. Dom'le, nu cumva eu atrag, generez, declanșez un anumit tip de reacție, oriunde vă duce, căutați să păstrați doar motivațiile spirituale pentru a lua hotărâri, pentru a reacționa, să nu aibă reacții de tip agresiv, da? Și să se bucure de această dorință de a cunoaște și să pună în practică informațiile. Mergem mai departe pentru nativii gemeni, aș sublinia câteva lucruri foarte importante. În primul rând, evident, conjuncția, spuneam, Mercur-Jupiter, care nu numai că are loc în semnul peștilor, acolo unde Jupiter este co-guvernator, Mercur este guvernatorul dumneavoastră, în exil în semnul peștilor, dar oricum este guvernator, deci conjunct cu Jupiter vă poartă mare noroc. Le-aș sugera gemenilor
ca semn mercurian, să se gândească foarte serios la o investiție. Poate chiar nu o puneți în practică zilele acestea, dar trebuie gândită. Ceva unde vă simțiți descoperiți, ceva unde credeți că ar merita o îmbunătățire. Mai mult decât atât, aș vrea să subliniez, avem astăzi câteva planete care persistă persistă o perioadă, poate chiar câteva săptămâni, care se găsesc pe așa numitele grade critice. Știm că există anumite grade critice în astrologie și aceste 7 grade critice sunt foarte importante atunci când sunt tranzitate de planete. Jupiter se găsește pe un astfel de grad critic, el gradele 4 și 17 însemne mutabile și Jupiter acum se găsește în Pești ca semn mutabil. Deci iată, el este la 18 grade, deci conjunct cu acest grad. Asta înseamnă că trebuie să ne ocupăm în mod special de Jupiter, el fiind conjunct cu Mercur și cu Neptun. Invitația este clară. Faceți investiții care îi priesc sufletul noastră. Gemenii fiind guvernați de Mercur, este logic că sunt direct vizați de această conjuncție. Deci le-aș sugera tuturor nativilor gemeni să facă acele investiții sau să se gândească măcar dacă, de exemplu, un nativ geamăn, Ingrid, uite că tu ești geamănă, nu știu, se gândește, domne, poate ar trebui să fac și eu ceva sau să cumpăr ceva sau aici nu mă simt bine. Poate vreau să fac o investiție, este bine să ia în serios acest lucru și să nu mai trateze doar la nivel, nu știu, mental. Poate chiar să și se gândească serios să pună în practică. Mai mult decât atât, avem și un Pluton care se găsește pe acest grad critic, mă rog, la 2 grade de fapt de gradul critic, 26 Capricorn, care și Pluton este responsabil cu un soi de investiții ca și bogătaș al zodiacului. Deci iată cât de important este să o gândim foarte bine. Mai ales că Pluton acum face și sextil cu Soarele aflat pe grad anaretic în semnul Peștilor. Deci chiar dacă suntem un pic devitalizați cu aceste planete în Pești, Peștii nu dau atât de multă forță de acțiune, bine, vor intra în berbec și iar o să avem energie, sextilul cu Pluton, măcar la nivel psihic, începem să simțim unde ne-ar plăcea, începând cam din aprilie, să intrăm în forță și în acțiune. Deci gemenii trebuie totuși să aștearnă să așeze pe hârtie niște planuri și niște proiecte. Te regăsești? Întotdeauna. Întotdeauna. Da. În general, gemenii, în orice perioadă a vieților, dar mai cu seamă, când dau astfel de încurajări, susținere, aspecte, din punctul meu de vedere, știi, se spune, se crede și nu poate fi contrazis până la un punct, că ar fi copiii zodiacului, că uneori se pot împrăștia în multe direcții. Da, da. În multe direcții, da. E indicat, este foarte indicat să identifice în această perioadă și să ia hotărâri, să identifice exact în ce să investească. Că pot avea, dacă au comportament infantil, dacă au comportament adolescentin, entuziasm, să o fac și pe aia, să o fac și pe aia, să o fac și pe aia, și așa sunt ușor de vitalizați în această perioadă, pot constata că a trecut perioada și n-au făcut nimic. Să-și identifice acel lucru care este primordial, să înceapă, domne, am vreo necesitate în planul habitual, trebuie să înlocuiesc, nu știu, o fereastră, trebuie să repar ceva. Nu, bun. Am vreo necesitate în planul personal, fizic, trebuie să rezolv o chestiune de sănătate? Nu. Bun. Am o necesitate spirituală? Da. Bun. Sunt liber de contract pe habitat, pe sănătatea fizică. Ok, ia să mă îndrept în zona spirituală să văd ce pot să rearanjez acolo în sertărașele mentalului conștient, subconștient și altor structuri, să vedem dacă eu sunt bine cu mine, cu mediul înconjurător, în ce măsură satisfac ceea ce noi așa numim karma personală, în ce măsură eu mă aflu într-o direcție bună în viață, pentru că materialitățile, desigur, sunt doar necesități și pretexte pentru existența fizică, dar nu e scopul vieții. Ei trebuie să facă în această perioadă, mai cu seamă dacă mă întreb pe mine cu aceste aspecte, să se uite cu mare atenție în zona spirituală, să mai meargă la un teatru, să cumpere o carte, dar să aplice. Eu am întâlnit într-adevăr gemeni care, știi, eu am o vorbă care poate enerva, poate deranja, să nu-și dea pe la neuron cu cunoaștere. Să-l magazineze, da?
nu este suficient să pari inteligent, să înmagazinezi informații la nivel de... Nu vrea nimeni să fie o bibliotecă ambulantă. Nu, ideal este să devii un personaj de ajutor ție, celor din jur, să fii metodic, disciplinat, punctual în chestiuni, să știi ce ai de făcut tu cu tine, cu viața, cu mediul, să nu încurci. Mergem mai departe, pentru, grăbesc un pic pentru a avea timp pentru toate zodiile. Pentru raci, evident, foarte favorabile aceste conjuncții din semnul peștilor. O perioadă plină de șansă, în care puteți să vă doriți lucruri care vor fi de mare, de mare impact. Și pentru raci este o perioadă foarte bună pentru investiții și mai ales pentru a vă face ordine în plan financiar. Am tot vorbit despre acest Saturn care acum se găsește pe tot parcursul anului pentru raci, pe casa banilor, pe casa scorpionului. Sunt niște examene, sunt niște teste pentru nativii RAC și Pluton acesta analitic pe casa parteneriatelor atrage atenția, nu știu, poate raci care au un contract cu o bancă sau poate au contracte cu diverse persoane, poate trebuie să regândească aceste contracte, poate trebuie să semnați ceva, poate, nu știu, racii pot, se pot alia cu anumite persoane în vederea distribuirii și mai corecte a banilor. Deci mare atenție pe zona financiară, e destul de solicitantă din punct de, solicitant din punct de vedere energetic acest domeniu financiar pentru, pentru nativii RAC. Da, acolo este și încă o dată Pluton acesta pe grad analitic în Capricorn este foarte puternic, este și un grad delicat pentru că e analitic, dar și pentru că face parte din acele grade delicate despre care vorbeam. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți cum investiți, ce persoane aveți în jurul noastră, cum dați împrumuturi, cui împrumutați bani. Deci tot ce ține de zona financiară trebuie tratat cu foarte mare atenție. Sigur, nu putem ignora nici conjuncția Venus-Marte în Vărsător, care vorbește despre faptul că foarte multe activități veți avea în prezența unor persoane cu care, mă rog, aveți tot felul de planuri. Este și o perioadă foarte, foarte favorabilă planurilor. Pentru că persoanele care își vor propune lucruri vor reuși să le facă dacă vor crede cu adevărat în ele. Ingrid? Alina, dă-mi voie să spun ceva. Știi ce aș vrea să discutăm o dată, nu evident într-o emisiune de astrologie, în seara, pe zona de ezoterism. Ce se întâmplă pe aspecte cum este acesta cu ființe care atunci când au fost întrupate au fost, spre exemplu, zodia racului? Perspective, căi, posibilități de a aduce în manifestare pe anumite influențe astrologice, mai ales cu sufletele care au rămas foarte legate de pământ, da? Cum pot manifesta pe anumite aspecte astrale ceea ce ar fi făcut sau nu ar fi făcut, ar fi evitat dacă mai erau încă în trup. Acum, racii trebuie să înțeleagă în perioada imediat următoare că și o pierdere poate să facă parte dintr-o plată. Nu trebuie să se mânie. Da. Oricât ar fi de atenție, pot pierde concret în această perioadă și probabil, da, mult mai mult decât atât, pot pierde lucruri, evenimente, parteneriate, da? Atenție, pot fi și forme de descărcare karmică, de restituiri. Da? Dacă au văzut că au făcut tot posibilul să... Liticii, Saturn în opt. Dacă au făcut tot posibilul să evite ceva și totuși orice au făcut, acel tot lucru s-a întâmplat, să înțeleagă că este și o perioadă de restituire. Să ne înțelegem, nu înseamnă neapărat pierderi la modul că un nativ RAC pierde bani, nu. Nu. S-ar putea să fie și situații în care altcineva ți administrează banii. Da. Pot fi situații în care te zbați pentru o moștenire, pentru ceva, chiar dacă câștigi. Deci noi nu spunem că racii vor pierde nici de cum, dar... Există o zbatere, Saturn aduce o zbatere, Saturn spune preocupă-te. Preocupă-te ca să văd dacă meriți treaba asta. Oriunde, fiecare l-avem pe Saturn acum într-o casă astrală. Acolo unde l-ai pe Saturn, acolo trebuie să existe preocupare și ceva muncă, pentru că este totuși și planeta responsabilă cu munca. Nu trebuie să ignorăm acest aspect absolut deloc. Deci... Da, este foarte relevant lucrul acesta. Și e planeta deci, care vine mereu și spune pe tapet chestiuni nerezolvate. Da. Așa cum fiecare zodie, gemenii trebuie să se gândească la o respecializare,
taurii se zbat pentru ceva din punct de vedere profesional, am tot spus, berbecii au tot felul de prieteni cu care intră în planuri, intră în colaborări, care îi solicită foarte mult, deci cu siguranță fiecare nativ berbec, de exemplu, are un prieten care îl obligă să facă ceva ce pentru rac este o responsabilitate, pentru berbec este o responsabilizare. Veți observa acest lucru, iar pentru raci, repet, zona financiară devine un fel de prioritate, adică acolo simțiți că este cea mai mare forță, parcă acolo nu ați făcut lucrurile chiar cum trebuie și trebuie acum să mai, sau chiar dacă le-ați făcut cum trebuie, mai vine ceva care spune hai că se poate și mai bine. Revenim după publicitate cu nativile.